Evul Mediu este o perioadă care ne fascinează prin întunericul și misterul său. Însă, dincolo de cavaleri, casteluri și mari bătălii, există un alt aspect adesea trecut cu vederea: utilizarea piticilor în mine. Acești oameni, care de multe ori erau marginalizați sau considerați o curiozitate, au jucat un rol esențial în exploatarea resurselor naturale din adâncurile pământului. Deși poate părea un subiect puțin cunoscut, povestea lor este una captivantă, ce ne dezvăluie aspecte necunoscute ale vieții medievale. Înainte de a explora rolul lor în mine, este important să înțelegem cum erau priviți piticii în Evul Mediu. De multe ori, aceștia erau considerați ființe cu puteri magice, fiind asociați cu spiritele pământului sau cu diverse legende. În basme și mitologie europene, piticii erau adesea portretizați ca protectori ai comorilor ascunse în adâncurile pământului, cum este cazul piticilor din mitologia nordică sau germano-scandinavă. Aceste legende au alimentat ideea că piticii ar avea o legătură specială cu mineritul și cu bogățiile pământului. Un exemplu perfect de astfel de reprezentare vine din povestea Alba ca zăpada, un basm cunoscut în întreaga lume, care descrie o comunitate de pitici mineri. Aceștia trăiau izolați, muncind zi de zi în mină pentru a extrage aur și pietre prețioase. Acest tablou fictiv reflectă, într-o formă stilizată, realitatea medievală a unor astfel de comunități de pitici, care depindeau de minerit pentru a supraviețui. În povestea Alba ca zăpada, piticii duc o viață simplă și grea, muncind din zori până seară în mină. Ei sunt descriși ca fiind muncitori harnici, pricepuți la extracția pietrelor prețioase din adâncurile pământului. Deci povestea este un basm, viața piticilor mineri este surprinzător de similară cu realitatea dură a Evului Mediu, când acești oameni erau folosiți pentru muncile grele din minele de aur, argint și alte minerale valoroase. Alba ca zăpada își descrie o lume a piticilor în care aceștia își petrec majoritatea timpului în întuneric, săpând după comori ascunse. Galeriile înguste și întunecate, descrise în poveste, reflectă realitățile minelor medievale, unde condițiile erau aspre, iar pericolele erau la tot pasul. Piticii din poveste locuiesc împreună într-o casă modestă, un detaliu care amintește de comunitățile restrânse de pitici care trăiau la marginea societății medievale, departe de centrele urbane. Principala motivație pentru utilizarea piticilor în mine era legată de înălțimea lor și de structura fizică. Minele medievale erau extrem de periculoase, iar galeriile de mină erau adesea foarte înguste și joase, făcând accesul dificil pentru muncitorii de înălțime normală. Piticii, datorită staturilor mici, puteau naviga cu ușurință prin aceste spații restrânse și puteau lucra în locuri unde alți mineri nu ar fi putut ajunge. Asemenea celor 7 pitici din Alba ca zăpada, care au dezvoltat o legătură strânsă între ei pentru a face față provocărilor muncilor, piticii medievali formau comunități unite în jurul activităților de minerit. Viața lor era marcată de eforturi colective, iar adesea munca grea era compensată de sentimentul de solidaritate și camaraderie pe care îl găseau în comunitatea lor. Munca într-o mină medievală era extrem de periculoasă. Ventilația era slabă, iar minerii erau expuși constant la riscuri de prăbușiri, intoxicații cu gaze toxice și accidente cauzate de utilizarea uneltelor primitive. Piticii care lucrau în aceste mine se confruntau cu aceleași pericole, iar condițiile lor de muncă erau adesea inumane. Spre deosebire de minerii din zilele noastre, care au echipamente moderne de protecție, piticii medievali lucrau cu unelte rudimentare și își riscau viața la fiecare pas. În unele cazuri, aceștia erau forțați să lucreze pentru diversi nobili sau meșteșugari bogați, fiind tratați ca sclav sau servitor de rang inferior. Exploatarea lor nu era doar fizică, ci și socială, fiind priviți ca niște pioni de folosit în scopuri economice. În povestea Alba ca zăpada, deși atmosfera este mai idealizată, există o aluzie la pericolele cu care se confruntau piticii în munca lor, cum ar fi colapsul galeriilor sau condițiile dure din minele adânci. De asemenea, aceștia sunt prezentați ca fiind pricepuți în munca lor,
capabil să găsească și să extragă resurse prețioase cu o eficiență remarcabilă, reflectând astfel abilitățile dezvoltate de piticii medievali care lucrau în mine. În anumite zone din Europa, unde mineritul era o activitate economică majoră, s-au format adevărate comunități de pitici care lucrau în mine. Aceste comunități trăiau izolate de restul populației, adesea în sărăcie extremă, iar legăturile lor cu lumea exterioară erau minime. Un exemplu notabil este cel al comunităților de pitici care lucrau în minele de argint din Germania și Bemia, unde exploatarea minieră a fost una dintre cele mai importante surse de venit ale regiunii. În astfel de comunități, precum cea a celor 7 pitici din Alba ca Zăpada, viața era marcată de izolare și de un ritm zilnic copăleșit de muncă. În mod similar, piticii medievali erau marginalizați de restul societății, iar munca lor dificilă era una dintre puținele modalități de a-și câștiga existența. Deci, Alba ca Zăpada este o poveste de basm. Descrierea comunității de pitici mineri rezonează cu realitatea unor astfel de grupuri din Evul Mediu, unde supraviețuirea depindea adesea de solidaritate și muncă grea. Piticii din Evul Mediu, care erau folosiți în mine, au fost mult mai mult decât niște simpli muncitori. Ei au fost martori ai unor vremuri dure, în care exploatarea și pericolele din adâncurile pământului erau la ordinea zilei. Deși adesea marginalizați de societatea medievală, rolul lor în minerit și în economia acelor timpuri nu trebuie trecut cu vederea. Iar basme precum Alba ca Zăpada își reflectă, într-o manieră metaforică, realitatea acestor comunități de pitici mineri, care și-au câștigat existența în condiții dure și periculoase.